Bună ziua, bun găsit, domnule deputat, în noul birou parlamentar din municipiul Călăraș. Bună ziua, da, un nou sediu al Partidului România Puternică și unde am desfășurat și activitatea în calitate de parlamentar al județului Călăraș și da, sper să fie cu noroc, să fie de bun augur. Încercăm să construim ceva pentru o altă abordare. Ce înseamnă altă abordare, domnule deputat? O abordare care să fie bazată pe oameni de caracter, conducători de caracter, conducători cu credință, conducători cu curaj, conducători cu respect față de oameni. V-au înșelat oamenii care au avut altfel de caractere față de al dumneavoastră, față de ceea ce așteptați? Neapărat că m-au înșelat pe mine, că eu sunt o cantitate neglijabilă, că nu de mine este vorba în toată povestea asta. În general, vorbind, e vorba despre noi. E vorba despre comunitate, e vorba despre faptul că sunt înșelate cele trei mari nevoi despre care eu spun în mod constant. Nevoia de siguranță, nevoia de educație și nevoia de sănătate. Practic, ați văzut, nu? Ziua de 1 martie, 600 de invitați, 600. Bani de unde? Verifică cineva care sunt sursele de finanțare? Nu? Nu cumva sunt surse de finanțare din bani publici obținuți pe căi ilicite? Zic și eu, mă gândesc, ridic o temă în dezbaterea publică. Oamenii trebuie să înțeleagă că toate aceste acțiuni de mare impact financiar pe care le desfășoară unele partide aflate la putere, ele sunt plătite din fonduri publice, sunt plătite din bugetele locale și din bugetele centrale. Sigur că sunt bani care sunt într-un fel sau altul fraudați din relația de contracte pe care acele instituții le au cu diverse societăți, cu diverse persoane juridice. Vorbiți de risipa banului public, iar în platforma program ați făcut referință acum 2-3 săptămâni la lansare despre buzunăritul cetățeanului. Ce înseamnă asta? Buzunăritul cetățeanului, păi înseamnă odată maximizarea contractelor pe care le au primăriile, și aici mă refer inclusiv la Consiliul Județean, maximizarea celor contracte în sensul că ele sunt supraevaluate. De cele mai multe ori ați văzut că a început și un canibalism în spațiu public între membrii marcanți ai Partidului Social Democrat. E canibalism la propriu, practic folosesc fiecare trustul de presă ca să se acuze de fraudă. V-am dat exemplu standard pe care îl avem aici la Călăraș. Nu? Ați văzut ce s-a întâmplat cu emisiunea de la ProTV, dincolo presa locală îl apără pe cel care era atacat la ProTV, practic ei se canibalizează și discută în spațiu public despre cum au gestionat banii din bugetul local. Adică fraudulos. E simplu de văzut cine vrea să vadă, cine nu, ok. Să facă cum crede de cuvință. Dar în opinia mea lucrurile sunt extrem de simple. Oamenii trebuie să înțeleagă că toate aceste acțiuni sunt plătite de propriile buzunare, de locatarii și de locuitorii acestui municipiu și acestui județ. Nu e nimic.